Gărățenii care au mers la mall-ul Shopping City în cursul zilei de duminică 5 iunie au avut surpriza să constate că supermarketul era asediat de blindate de luptă și militari înarmați până în dinți. Chiar dacă scena părea desprinsă din filmele de acțiune ce rulau la cinematograful centrului comercial, nu a fost vorba de o invazie, ci de o inedită expoziție de tehnică de luptă a batalionului 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei din Galați. Evenimentul a făcut parte dintr-o serie mai amplă de activități menite să marcheze împlinirea a 150 de ani de la înființarea regimentului 11 Dorobanți-Siret, a cărui istorie și tradiție de luptă este dusă mai departe de militarii gălățeni. În cadrul expoziției, militarii de la Batalionul 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei au prezentat tehnica de luptă, începând de la echipamentele individuale ale unui militar, mitralierele de asalt și aruncătoarele de grenade, până la spectaculoasele blindate de luptă. Vizitatorii au putut să se familiarizeze cu diferitele tipuri de misiuni ce se pot executa într-un teatru de operațiuni, iar unii dintre ei au avut ocazia de a urca la bordul blindatelor și de a încerca pentru câteva minute pe viu senzația de a fi pe postul de comandă al unei mașini de luptă. Chiar dacă expoziția se adresează unei categorii largi de public, cei mai încântați au fost tinerii, o dovadă în acest sens fiind sutele de fotografii făcute alături de militarii gălățeni și tehnica lor de luptă. În acest context, această expoziție ar putea deveni un imbol suplimentar pentru cei care, eventual, se gândesc la o viitoare carieră militară. Batalionul 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei din Galați s-a făcut remarcat prin misiunile îndeplinite în cadrul structurilor NATO. Multiplele participări la misiunile din Afganistan au atras în mod special un grad ridicat de apreciere a profesionalismului militarilor gălățeni.